Cine va refuza un loc de muncă riscă să piardă ajutorul social primit de la stat. Guvernanții mai propun ca plata ajutoarelor să fie suportată în proporție de 50% din bugetele locale. Pentru edili, vestea nu pică tocmai bine, în condițiile în care resursele sunt limitate. Deși are cei mai puțini înscriși pe lista ajutoarelor sociale, primarul din comuna Izvorul Bârzii spune că o asemenea situație ar îngreuna bugetul. Sunt primării și chiar Izvorul Bârzii nu dispune de 50% din buget ca bani, ca sursă financiară pentru acordarea acestui ajutor social. Eu vreau să vă zic că Izvorul Bârzii se descurcă cât de cât mai bine, fiind primăria care ar avea posibilități, dar și cu toate astea, acei bani se pot folosi în alte scopuri, pentru infrastructură sau alte, eu știu, obiective. Pe raza comunei Izvorul Bârzii avem 26 de beneficiari, cu suma totală de 2758 de lei total, și avem cei mai puțini beneficiari pe comună. Gherghița Lăzăroniu locuiește în Izvorul Bârzii și muncește între 4 și 6 ore pe săptămână la întreținerea spațiului verde. Este prestația sa pentru cei 100 de ron primiți în fiecare lună de la stat. Femeia a auzit de noile măsuri pregătite de guvern și crede că sunt binevenite. E bine să ajute pe cei nevoiași, pe cei năcăjuți, pe cei amărâți, pe cei... E foarte bine. Că și noi am vrea să muncim. Dacă am avea putere, dacă am fi sănătoși, dar dacă nu suntem, cum suntem, de nu avem putere, de nu avem locuri de muncă. La ora actuală, pentru comuna Izvorul Bârzii, statul alocă anual în jur de 2800 de lei. La nivelul întregii țări, 13 milioane de persoane beneficiază de o formă de ajutor social.